Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție ULBS Alumni. Invitata noastră de astăzi este Raula Colpofeanu Arizancu. Ea este absolventă a Universității Lucian Blaga din Sibiu, unde a obținut diploma de licență, master și doctor în domeniul istorie. Este cercetătoră postdoctoral al Institutului Arheologic German, copreședintă al Archaeology and Gender in Europe Community of the European Association of Archaeologists și secretară a Comisiei Istoria Arheologiei din cadrul Uniunii Internaționale a Științelor Preistorice și Protoistorice. A mai ocupat funcția de cercetător postdoctoral la Universitatea din Barcelona și a fost curator la Muzeul Național Bruckenthal din Sibiu, unde a și organizat 12 expoziții de artă și istorie și a fost delegată să organizeze alte două numele instituției. A editat și publicat numeroase studii de specialitate, precum și cataloge de expoziție. Cunoaște 6 limbi diferite și a fost implicată în multe proiecte naționale și internaționale și a prezentat 27 de lucrări la conferințe internaționale în România, Olanda, Elveția, Franța, Spania, Italia, Portugalia, Lituania și Serbia. Bun găsit, Laura! Bine te-am găsit, Ianuț, mulțumesc foarte mult pentru invitația. Și noi mulțumim că ne-ai acceptat invitația. Vreau în primul rând să te întreb dacă ești din Sibiu deloc. Nu, sunt din Brașov, de fapt. Și m-am mutat în Sibiu odată ce am început facultatea. Și cum de-ai ales Sibiu? Am ales Sibiul pentru facultate. Pentru facultatea de istorie. Și ce a contat când ai luat de prestigiu facultății sau ceva prieten, poate, prin cunoștințe? Cum? De fapt, a fost o întâmplare. Am ajuns la Universitatea Lucian Blaga întâmplător. Eram în clasa 12-a la Colegiul Național Dr. Ioan Mășică din Brașov și trebuia să aleg facultatea la care urma să dau admitere. Îmi doream să studiez istoria și arheologie, dar în același timp exista și presiunea de a studia un domeniu considerat de viitor. Și eram la profil real. Cei mai mulți colegi alegeau medicina, farmacia și economia și eu vroiam arheologie. Și într-o zi, într-o pauză, profesorul de istorie care știa că vreau să studiez arheologie m-a chemat afară din clasă și mi-a spus că au venit doi profesori de la Facultatea de Istorie din Sibiu ca să prezinte facultatea colegilor de la profilul uman și m-a încurajat să vorbesc cu ei. Și cei doi profesori erau Ioan Marian Țiplic și Cosmin Suciu. Și țin minte că nu i-am lăsat să vorbească prea mult, i-am întrebat direct dacă sunt arheologi și dacă au șantiere arheologice. Și mi-a spus că da și nu mi-a venit să cred. I-am întrebat dacă pot să merg cu ei pe șantiere arheologice în vară ca să văd cum e și mi-a spus din nou da. Și practic întâlnirea aceea a fost pentru mine punctul de cotitură. Am lăsat la o parte dubiile legate de medicină, m-am dus acasă și le-am spus părinților mei că eu mă duc la Sibiu și o să studiez arheologie și istorie. Și restul e istorie, ca să spun așa. A urmat un șir lung de mail-uri cu avalanșă de întrebări adresate profesorului Ioan Marian Țiplic, care mi-a răspuns cu foarte multă răbdare și practic el este cel care m-a adus la Universitatea Lucian Blaga. Știu că țin minte că imediat după bacalaureat am fost pe șantier cu el și studenții săi la Cașolț și a fost o experiență minunată. Și acolo am aflat că am intrat la facultate în Sibiu. Intrasem și la Cluj, dar având în vedere că experiența la Cașolț fusese atât de faină, am zis că eu nu mai fac idei și rămân la Sibiu. Am înțeles. Și ai rămas și la master și la doctorat? Am rămas și la master și am rămas și la doctorat, tocmai pentru că aveam deja experiența studiilor de licență. Mi-a plăcut foarte mult. Și mi-am pus problema să mă duc la străinătate, să mă duc în străinătate pentru masterat și doctorat. Dar îmi plăceau profesorii de la facultatea din Sibiu, îmi plăcea și colectivul, îmi plăcea și orașul. Și știam că dacă doresc să studiez în străinătate, pot să fac și cu bursele pe care le puteam accesa prin intermediul universității.
și așa a și fost. Așa că decizia de a rămâne la Universitatea Lucian Blaga a fost influențată foarte mult de experiența făcută din timpul studiilor de licență, de deschiderea profesorilor, de sprijinul și de încurajarea pe care mi le-a oferit, pentru că am avut șansa să fiu implicată încă din perioada studenției de foarte tânără în multe proiecte de ale lor. Am fost încurajată să public, să merg conferințe atât naționale cât și internaționale și tot acest pachet, ca să o spun așa, a contat foarte mult pentru mine. Ai menționat... Am rămas și la masterat și la doctorat la Sibiu. Înțeles. Ai menționat că îți place orașul. Ai un loc preferat în Sibiu? Wow! Da. Stai un pic, trebuie să mă gândesc. Sau mai multe. Sau mai multe. Cred că cea mai mult îmi place Piața Mică și porțiunea aceea în care cobor înspre Podul Minciunilor. Aceea mi-a plăcut așa mereu foarte mult. Un alt loc care îmi place mult e, am așa o pasiune pentru Inter, ca să zic așa. Îmi place Palatul Bruckenthal, pentru că am și lucrat acolo și îmi place foarte mult curtea palatului. Și un alt loc ar fi da, Parcul Subarin, da, pentru că am super multe amintiri foarte faine din parcul respectiv. Asta urma să te întreb, dacă o să ne povestești una, două experiențe plăcute din timpul studenției, așa la care te gândești cu drag de fiecare dată. Da, sincer, e destul de greu să aleg o experiență sau câteva, pentru că întreaga perioada studenției a fost așa foarte plăcută pentru mine. Deci, cred că o să vorbesc mai mult așa, o să-ți răspund mai general așa la întrebarea aceasta și o să spun că, da, în studenție nu știu, am simțit cumva că sunt pentru prima oară așa liberă și... Am schimbat oraș și am plecat de acasă, eram liberă și am întâlnit niște oameni foarte faini la facultate, atât profesori cât și colegi de-ai mei și acolo am simțit pentru prima oară că mi-am format efectiv un grup de prieteni și ne-am închegat foarte frumos și suntem prieteni în continuare. Continuăm să ne întâlnim, să vorbim. Și țin minte dezbaterile pe care le aveam cu ei pe tot felul de teme de istorie sau chiar și de arheologie, atât în pauze, cât și la cantină. La cantină era locul nostru preferat. Mergeam să mâncăm împreună și dezbăteam acolo foarte aprins tot felul de subiecte. Și alte experiențe frumoase ar fi șantierele arheologice, care au fost mereu deosebite. De obicei mergeam acolo în practică vara și eu obișnuiam să rămân și mai mult și erau pur și simplu niște... Unde sunt șantierele? Scuze, eu nu știu unde sunt. Sunt la... facultatea are mai multe, bine, acum e departament. La Miercurea Sibiului erau atunci când eram studentă, la Ocna Sibiului și la Cașol. Da. La Alba Iulia, dacă sunt bine minte, da. Da, eu am fost la Miercurea Sibiului și la Cașul. Țin minte, de asemenea, zilele în care doamna profesoară Sultana Avram ne ducea la Astrafilm pentru seminariile de antropologie, după care mereu urmau discuții. Au fost, de asemenea, foarte frumoase. Și da, cam asta. Cam astea sunt experiențele. Înțeles. Da. Ai zis de Muzeul Bruckenthal. Cum a fost experiența de acolo? De 6 ani, nu? Ai lucrat. Da, am lucrat la muzeu timp de 6 ani. Am început să... A fost imediat după studii sau a fost primul job? A fost primul job. Da, a fost primul job. Am început prin voluntariat, apoi prin scurte contracte de muncă și apoi, da, am fost angajată în decembrie 2012 și am lucrat acolo până în septembrie 2018. A
a fost o etapă foarte importantă a vieții mele. A fost o experiență frumoasă și dificilă în același timp, din care am învățat foarte multe, pe plan profesional cât și personal. Și am avut șansa să lucrez în departamente diferite, cu colegi din domenii diferite, iar acest lucru mi-a permis așa să observ și să învăț foarte mult. Și absolut tot ce am învățat în muzeu pot să spun că folosesc într-o formă sau alta și astăzi. Și mulțumesc domnului profesor Sabina Adrian Luca, cel care mi-a fost și coordonator de doctorat și tuturor colegilor pentru perioada pe care am petrecut-o la muzeu. Uneori mi se face dor de muzeu acum, îmi plăcea foarte mult să organizez expoziții și asta îmi lipsește. Nu mai fac asta acum, dar sper să mai pot face în viitor. Și muzeul a fost o etapă pe care am încheiat-o pentru că a fost o decizie proprie. Sunt o persoană foarte activă, dinamică, îmi plac provocările și schimbările și îmi place să încerc lucruri cât mai diverse. Simțeam că nu pot să fac asta rămânând în același oraș și cu același job toată viața. Așa că în momentul în care a apărut șansa, jobul la Barcelona, am decis că este momentul să fac o schimbare și am plecat. Înțeles. Și experiența de acolo? De pe cât timp a fost la Barcelona? 2 ani. Am lucrat acolo 2 ani, da. Și după aceea am plecat în Germania, unde sunt și acum. Și după aceea încă nu știu ce urmează. Am înțeles. Dar nu te-am întrebat cum ți-ai descoperit această pasiune pentru arheologie? De unde a venit? Care a fost momentul? Sau persoana? Sau, nu știu. Am devenit pasionată de istorie și mai ales de arheologie încă din timpul copilăriei. Urmărim filme documentare despre Egiptul antic la televizor și pe la 8 ani simțeam deja că asta mi-aș dori să fac și eu, să merg la săpături arheologice și să lucrez în cercetare, chiar dacă nu știam atunci ce implică. Îmi țin minte că la sfârșitul clasei a 4-a am fost în tabără în Ungaria, iar din banii de buzunar pe care mi-i dăduseră părinții, mi-am cumpărat prima carte despre Egiptul antic, de care am fost foarte mândră. Și, în general, banii de alocație în timpul școlii generale și banii de bursă în liceu îi strângeam și cumpăram cărți de istorie și arheologie în vacanță, când aveam așa escapade în librării. Și decizia de a studia istoria și arheologie a fost cumva firească. Și am știut mereu că asta îmi doresc să fac, chiar dacă pe parcurs am avut momente în care m-am întrebat dacă decizia este una bună. Dar n-am regretat deloc drumul ales și mă bucur că am șansa să profesez în acest domeniu. Înțeles. Și care sunt satisfacțiile pe care le ai în munca de cercetător? Pentru mine, cea mai mare satisfacție este procesul de cercetare în sine, de la formularea ipotezelor și a întrebărilor de cercetare până la formularea răspunsurilor și a concluziilor. Pentru mine este un proces extrem de stimulativ și totodată simt că acest proces este și unul de autocunoaștere. Cu fiecare temă de cercetare sau proiect de cercetare simt că învăț ceva nou despre mine, descoper ceva nou despre mine și că depășesc niște limitări despre care nu știu înainte. O altă satisfacție este lucrul în echipă și frumusețea schimbului de idei pe care acesta îl generează. Pentru mine e incredibil să urmăresc cum se modelează și se îmbogățește, de exemplu, o idee prin intermediul discuțiilor și al dezbaterilor pe care le am cu colegi. Am înțeles. Ai mai luat parte și la un proiect de documentare a artei parietale în Siberia, Munții Altai. Da. Cum a fost cooptat în acest proiect și ce a presupus el? Acesta este, de fapt, proiectul pe care am plecat la Barcelona. Este vorba de proiectul Art Soundscapes, care este finanțat de European Research Council sau de Consiliul European pentru Cercetare. Și investigatorul principal al acestui proiect este doamna profesor Margarita Diaz Andreu, pe care am cunoscut-o în timpul studiilor doctorale. Am avut un stagiu de cercetare la Universitatea din Barcelona în timpul studiilor doctorale. Și după încheierea acestui stagiu am păstrat legătura cu ea și cu doctoranzii și am început să colaborăm.
Astfel că atunci când ea a aflat că proiectul lui este câștigător, mi-a spus că are câteva posturi pentru un cercetător postdoctoral. Așa că am aplicat și am numărat între cei selectați. Așa am plecat în Barcelona în 2018, pentru o perioadă de 2 ani. Și acest proiect este unul interdisciplinar, reunește arheologi, psihologi, etnografi, ingineri acusticieni. Și cu toții cercetăm peisajul sonor al peisajelor, al siturilor cu artă rupestră și vrem să vedem dacă aceste situri au proprietăți sonore speciale și încercăm să înțelegem modul în care oamenii percepeau și interpretau sunetul în trecut, în preistorie și ce rol avea sunetul în experimentarea sacrului de către, de către cei din trecut. Și în cadrul proiectului am avut cercetare de teren în Siberia, dar alte zone care sunt cercetate în proiect sunt și Namibia, California de Sud sau diverse zone din Spania. Eu am participat la cele din Spania și din Siberia. Și ceea ce am făcut a fost măsurături acustice în locuri cu artă rupestră pentru a vedea dacă acestea au proprietăți acustice diferite față de peisaje similare, dar fără artă rupestră. Și pe lângă aceste măsurători am și documentat fotografic arta rupestră, dar acesta a fost cumva un obiectiv secundar. Și cât ai stat în Siberia? O lună întreagă și a fost minunat. M-aș întoarce oricând. Păi și cu frigul, cum a fost? Să știi că nu a fost chiar așa de frig. Mi se pare că, bine, a fost un pic mai frig decât în august la noi. Ca să fac o comparație, știi, cam în august la ei era cam cum e la noi în octombrie. Deci a fost suportabil, am înțeles. A fost suportabil și a fost super. Deci a fost o experiență... Cred că a fost cea mai tare experiență din viața mea până acum. Da, și îmi doresc să mă întorc și sper să reușesc. Ai zis mai devreme că nu prea știi ce o să urmez în continuare, dar eu totuși vreau să te întreb și de ce planul de viitor ai. Am spus că nu știu ce o să urmeze, pentru că nu prea obișnuiesc să-mi planific viața, poate contrar așteptărilor. Prefer să iau decizii și să acționez mai mult pe moment, în funcție de contextul în care mă aflu în prezent. Și ce pot să spun e că sper să reușesc să vizitez India la anul, îmi doresc foarte mult. Și pe viitor, așa în general, îmi doresc să trăiesc și să lucrez în cât mai multe țări și să lansez câteva proiecte editoriale și de crowdfunding din domeniul arheologiei. Da, niște proiecte inedite. Înțeles. La final, aș vrea să te invit să ne răspunzi la 5 întrebări din chestionarul lui Proust. Ok. Și aș vrea să te întreb dacă ai ceva ce urăști cel mai mult, ceva care nu-ți place absolut deloc. Da, abuzul de putere. Poftim? Abuzul de putere. Abuzul de putere. Ce iubești cel mai mult? Implicarea în toate aspectele vieții, atât profesionale cât și personale. Dăruirea totală. Înțeles. Ai o persoană care e în viață și pe care o admiri cel mai mult? Artista Marina Abramovici. Ce prețuiești cel mai mult la un prieten? Suntem capacitatea de a asculta fără a judeca. Și ai un moment când poți spune că ai fost cea mai fericită? Da, să zic așa, e mai abstract așa, la fel ca răspunsurile pe care ți le-am dat până acum la chestionar. Am fost cea mai fericită când mi-am dat cu adevărat seama că, de fapt, nimic nu este obligatoriu în viață și că e ok să nu răspund la presiunile sociale. Păi nu, că de obicei răspunsurile pe care le dăm la întrebările acestea așa sunt, pentru că sunt și ceva care vine pe moment. Deci, e în regulă. Ah, ok. Da.
Îți mulțumim tare mult că ne-ai acceptat invitația. Vă Sper mulțumesc foarte mult. îți luăm spor în tot ceea ce faci pe viitor. Mulțumesc și să le și ție succes. Așa să fie. Mulțumim. La revedere. Mulțumesc foarte mult. Salut!